Vă rog, domnule. Mulțumim frumos. Cu plăcere. Astăzi avem o prăjitură, nu mai râde, avem o prăjitură cu dedicație. Și anume Răzvan și Dani se numește prăjitura. Hai, văzut? Hai să vedem de ce avem nevoie. De ce avem nevoie? Băi, haideți să vă spun așa pe... Hai să înțeleg, asta să... cu cacao este nu. Eu? Da. Și ca să fie gluma până la capăt, asta cu rom, un rom mic, pe modelul damă te-am văzut. Tot eu? Nu. Ingrediența, le explice un pic Vlăduț. Hai să vedem și după aceea fiecare se regăsește în mă rog, în ingredientul respectiv sau în partea din prăjitura respectivă. Trebuie să vă spun, în primul rând, prăjitura este compusă din două blaturi. Trebuie coapte separat. Primul blat este o bază a prăjiturii. Baza care susține toată prăjitura este un blat din cacao. Ia uite. Cu cantități egale. Foarte simplu, 8 linguri din 4 ouă. Din cacao. Da, 4 ouă, 8 linguri de zahăr, pentru că trebuie să fie un pic mai dulce, dar în același timp am nevoie de mai multă substanță uscată, pentru că urmează să-l însiropez și vreau textura să rămână intactă. Așa cum am spus, 4 ouă, 8 linguri de zahăr, gălbenușurile frecate cu ulei sau cu un topit. Puteți folosi, liniștiți, și margarină topită. Totul se coace la cuptor timp doar de 10 minute, apoi, evident, într-o tavă tapetată cu folie, cu hârtie de copt. Blatul numărul 2 este blatul de la prăjitura, nu mă uita. Este un blat în care adaug mandarine tăiate foarte mărunt, adaug răzătură de lămâie, dar și de portocale, adaug și un pic de esență de vanilie. Acesta este blatul numărul 2, care cred eu că i s-ar potrivi foarte bine lui Dani. Între ele există însă crema. Crema care trebuie să fie foarte, foarte pufoasă. O cremă de vanilie spumată. Nu, tu ești la sfârșit. O cremă de vanilie. O cremă de vanilie spumată, bine de tot spumată, cu margarină sau cu unt. Crema de vanilie în care de asemenea adaug mandarine, dar și ananas din compot, tăiat foarte, foarte mărunt. Este ideal să adăugați în cremă și un pic de răzătură de portocale și de lămâie, dar foarte, foarte puțin, astfel încât aromele să se îmbine perfect. Stai mă, cine-i glazura? Glazura. Stai mă, că am înțeles. Glazura. Cine e glazura? Glazura. Glazura este o glazură simplă, dar delicioasă. Și pentru aceasta aveți... Simplă, de la țară. Este o glazură simplă, dar stai puțin. O glazură tradițională. Tradițională, din zahăr pudră, suc de lămâie și de portocală. Un pic de coajă de lămâie și de portocală. Este dulce, acrișoară. Dar atenție mare, că dacă scăpați prea multă lămâie, e acritură de pe lume. Nu, lămâia trebuie să fie. Cu un decor din căpșuni, bineînțeles, care să se potrivească foarte bine rochei Flaviei de astăzi. Căpșuni pe vreme. Dar mai am și un decor special pe care vi-l arăt mai târziu. Este un decor din glucoză, care este un decor sticlos și foarte elegant. Ce? Cam atât deocamdată. Nu știu pe nimeni.